Deși suntem în plină iarnă, salvamontiștii hunedoreni se gândesc deja la ce vor face în primăvară. Astfel, odată cu topirea zăpezii, aceștia vor reface marcajele pe 5 trasee turistice din Retezat, fiind vorba despre Ohaba de sub piatră Câmpului Neag, Pui Râușor, Uricani Vârful Godeanu, Lacul Gura Apei Platoul Aradeș și Pui Porțile Închise. Până atunci însă, salvamontiștii așteaptă în continuare turiști pe domeniile schiabile din județul Hunedoara și speră să aibă cât mai puține intervenții. Peisajul în zonele schiabile este foarte frumos. Noi suntem pregătiți cu tot ce trebuie pentru a veni sprijinul turiștilor. Sperăm să nu fie nevoie, însă băieții sunt pregătiți, sunt în gardă. Totul este în regulă. Așteptăm turiștii și, bineînțeles, schiorii care ar trebui să respecte regulile de conduită pe pârtile de schi pentru a avea cât mai puține accidente. De asemenea, salvamontiștii hunedoreni vin și cu sfaturi pentru practicanții sporturilor de iarnă, utile atât pentru evitarea accidentelor, dar și împotriva răspândirii COVID-19. Primele recomandări, în afară de cele necesare evitării pandemia asta, care nu mai trece, e să aibă un comportament adecvat pe pârtile de schi, să aibă un pic de antrenament înainte de a intra pe pârtea de schi, un pic de încălzire a mușchilor, un pic de mișcare, e foarte bun înainte de a aborda o pârtie. Echipamentul, bineînțeles, de protecție împotriva frigului și a vântului, bineînțeles, schiurile să fie bine pregătite, bine reglate în funcție de greutate, de stilul de schi pe care îl abordează fiecare. Turiștilor li se mai recomandă ca în caz de accidente să alerteze echipele salvamont aflate pe fiecare domeniu schiabil din județul Hunedoara. În cazul în care se produc incidente în afara pârtiilor pe diferite trasee, turiștii sunt sfătuiți să apeleze la 112 sau la numărul de urgență salvamont.